soarea dă peste cap mersul trenurilor. Mai multe trenuri CFR Călători au înregistrat în această dimineață întârzieri chiar și de 75 de minute. Probleme au fost și pe aeroportul Otopeni, unde au fost înregistrate întârzieri de până la 30 de minute din cauza degivrării avioanelor. Primele efecte ale codului galben au și apărut. Un copac a căzut pe o mașină în București, iar în localitatea Uzun din Giurgiu și între localitățile Merișan și Guruieni din județul Teleorman au derapat camioane din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, a spus în ședința CCR, unde se dezbate sesizarea pe conflictul Parlament-Ministerul Public privind protocoalele, că situația de după 2009 e foarte gravă. El a mai afirmat că este ca în perioada comunistă, când organele securiste făceau investigații penale. Hotelierii de pe Valea Prahovei și Poiana Brașov au vândut aproape toate locurile de cazare pentru mini-vacanța de 1 decembrie. Prețurile au pornit de la 230 de lei pentru o cameră single și au depășit 700 de lei pentru o persoană într-o cameră dublă la 5 stele. Tarifele includ o masă festivă. Aeronava Lion Air, care s-a prăbușit pe 29 octombrie în Marea Java după decolarea de la Jakarta, nu ar fi trebuit să primească permisiunea de zbor. Avionul nu era navigabil în cursul zborului anterior prăbușirii, au declarat anchetatorii. Toate știrile de ultimă oră vă sunt prezentate de agenția Mediafax.